Vă invit acum, dragilor, să îl cunoaștem pe unul dintre primii căpșunari care au plecat la muncă în Spania. Să știți că de atunci am mai făcut tot felul de, am mai practicat tot felul de alte meserii, de la faianțar, la bucătar, la lăcătuș mecanic și acum ce credeți că este? Este artizan, pur și simplu. Nu prea este mulțumit cu profesia asta, dar în sfârșit, haide să ne spună el care este oful. Ne aflăm în cheile Bicazului, într-o zonă minunată, străjuită de pereți muntoși, calcaroși, alături de domnul... Radu Gheorghe. Sunteți de aici, din zona? De la 4 km de aici, mai jos din centrul comunei. Ce ați putea să ne spuneți despre această zonă, cheile Bicazului? Munții mai vechi. S-ar spune că s-a format de când cu potopul, de când au fost ape mai mari. Deci legenda spune că aici a fost cândva o zonă vulcanică și ceea ce vedem noi astăzi este rezultatul acestui fenomen. Da, bineînțeles. Și aici deci nu a fost drum, a fost numai apă, deci nu a fost trecătoare, nimic. Primul care a deschis drumul aici, dar se circula bine, puțin, nu era așa larg, se circula doar cu vitele. Cu boi, cai și primul a fost Paleu, unul din Bicaz chei, care a deschis, cum s-a spune, drumul. Zona. Care a deschis de, să se circule. Iar dumneavoastră ați ales această zonă minunată și vindeți produse tradiționale? Tradiție, altele tradiționale, altele le importăm. Asta ce e. Ați ales să veniți aici și cu aceste produse? Pentru că nu este altă șansă. Degeaba am 8 meserii că o trebuie să o prestez pe a nouălea. Am lucrat în construcții, sunt agent de vânzări, sunt bucătar, ospătar, știu să pun gresie, faianță în domeniul construcțiilor, orice știu să lucrez. Meseria multiplu, mea de... Multiplu calificat. Da. Și deci aici... Este zona turistică, vin foarte mulți clienți, turiști, acum probabil? Nu vin, începând din lunile, la sfârșitul iunie, iulie și august, atâta merge, în rest... Deci atunci de ce stați aici? N-avem încotro, n-avem altă șansă. Am lucrat și în țări străine și în Spania și... și eu și nevastă mea în 7 ani au plecat, au fost printre primii căpșunari care au plecat din zonă, dar nu avem. Ne iese foarte puțin, credeți-mă, foarte puțin ne iese și după câte taxe plătim și impozit și la drumuri plătim și la tunele Brașov, plătim și la primărie, loc pe chiria și nu ne iese mare lucru, dar nu avem încotro, pentru că asta e, nu mai aici asta. Acest magazin rămâne unica sursă de venit pentru familia dumneavoastră? Bineînțeles. Aveți copii? Am două fete, una în Italia. Să vă trăiască. Peștia, mulțumim. Și una în clasa 10-a la liceu din Bicaz, oraș. Și reușiți să faceți față cheltuielilor cu ceea ce produceți cu acest magazin? Nu prea reușim. Problema e că am noroc că lucrează și nevastă mea tot la un chioșc de ăsta, în parcarea de mai la deal. Dar... Acolo merge mai bine? Nu merge mai bine, numai că au aduci altceva din zona Clujului, patronul din Cluj. Aici suntem, alții din Cluj, alții sunt de la Corunt Harghita. Aici, din zonă, din Neamț, numai 3 sunt ei. Majoritatea sunt de origine maghiară, de la Corunt vin, deși în zona Neamțului. Da, mă gândesc că totuși, dacă tot mențineți acest magazin deschis, aveți o speranță în el, speranța că vă mai aduce venit. Speranța moare ultima ca în orice. Speranța moare ultima ca în orice. Spuneți-mi, în perioadele de vârf, atunci când sunt turiști în zonă, ce se vinde cel mai bine? N-aș putea să vă dau ceva anume, dar în special produsele tradiționale, cum arăta cergile, astea, așa, tot ce e făcut de mâna noastră, sau vestuțe. Acestea sunt lucrate de familia dumneavoastră? Bineînțeles. Astea sunt lucrate de alții, ceva de în domeniul lemnului,
cum ar fi. Știți să prelucrați și lemn? Astea, da, da, știm, știm. Deci, ce putem, din ce facem noi câștigăm, ce aducem din altă zonă, din depozite sau din ceva, nu putem să punem mult adaos din cauza că asta e. Oricum scumpe, probabil. Da, sigur, scumpe și banul românului vedeți cum e programat pentru orice ce. Dar spuneți-mi, străinii se opresc la dumneavoastră? Da, în special vara, lunile iulie și august. Cu ce pleacă de la dumneavoastră? Cu prea multe nu pleacă, datorită faptului că criza se simte peste tot. Alții care vin cu bani mai mulți de peste ocean ar duce, dar nu le permite la avion, bagajul la avion. Și așa, până la urmă, tot românii sunt cei mai buni cumpărători. Dar spuneți-mi, uitați, acum dacă cineva vă privește și sunt mulți telespectatori care vă privesc, ce le-ați spune, cu ce i-ați încânta, ce ar avea de văzut în această zonă? Locurile sunt foarte frumoase, pot să vină cu încredere în zonă. Avem cu ce servim pentru buzunarul fiecăruia, că alții au salarii mai mari, alții mai mici. Bine, dar noi ne limităm la ce are omul de rând. Dați-ne niște puncte turistice și în drumul spre aceste puncte turistice să treacă și pe la dumneavoastră. Ce puncte? Este peștera Munticelu, aici sunt cheile Șugăului, aici este bine, dar sunt trasei mai care deviate, piatra Vitoașului, unde se găsește Floarea de Colț, acolo, și un vârf care se vede atât în zona Neamțului, cât și înspre Călimani, încolo, e un vârf foarte înalt, care multă lume nu-l știe. Multe sunt, n-aș putea să... peisaje minunate. Da, vârfuri sunt atâtea, sunt potești turistice aici, se face alpinismul, se practică, sunt atâtea trasee, toți munții ăștia, Caprele Negrele, le pot vedea atâtea și atâtea. Cascada este aici la Bicăjel, e o vale foarte frumoasă, care multă lume încă nu știe, trece pe lângă ea și nu știe că există. Sunt scurtături, poteci, atâtea și atâtea și atâtea. Așadar, niște peisaje minunate, merită să vă vizitați aceste locuri încântătoare. Iar pe domnul, ne mai spuneți încă o dată, pe domnul Radu Gheorghe, eu cred că de astăzi va fi nu doar vânzătorul acestor produse de artizanat, ci ar putea să se transforme și într-un ghid loco pentru această zonă, corect? Este, și mai la vale este drum care duce înspre Lapoș, sunt atâtea stâni care se mănâncă produse ecologice, unii turiști care deviază traseul, dau instantaneu peste ele și deci ar avea multe avantaje. Cred că ați putea fi un ghid foarte bun pentru cei care vor trece pe aici și sperăm să vă viziteze cât mai mulți în acest an. Să dea Dumnezeu cât mai mulți, că fiecare ar vrea și să vadă mai multe, atât cum ne-am dus noi să vizităm Spania, Franța, am fost în Țara Bascilor, am fost în toată Spania, am bătut-o la nord, la sud, din 2002 tocmai, dar n-am reușit să pun un ban deoparte, din cauza că n-am fost cu familia împreună, când a fost nevastă mea, când am fost eu, și la mandarine, am fost la Ebru, la pescuit acolo. Și în final tot în România e mai bine. În final tot în România e mai bine, e puțin, dar ne mulțumim cu puținul care îl câștigăm de aici, că este acasă și sunteți împreună. Da, bineînțeles, nu, chiar dacă și aici sunt taxe foarte multe, dar nu reușim noi cu brio să le facem față, dar asta îi ne limităm la cât avem. Da, punem capul pe pernă, seara liniștiți că suntem acasă.